belajar, setiap bulannya bulannya belajar. Yang after sukses melakukan pelajaran, setelah belajar, memoria erosion namun. Acá un proyecto que es el heroído oficial del volumen de la Biblioteca de la Francia. Me propone esta ducha como un homenaje a celor moși, bunici, strămoșii noștri, care au făcut posibilă Marea Unire din 1918 prin jertfa acordată primului război mondial. În debutul întâlnirii noastre, aș vrea să o chem alături de noi pe domnișoara Ana Maria Lăcături, elevă la care ne va interpreta imnul de stat al României. Și vă rog, Să-te române din somnul cel de moarte, în care ta dâncire, barbarii de tirar, barbarii de tirar. Succes la această activitate.
dată acum 100 de ani, acum aproape 100 de ani, România nu s-a fi întregit. Iar această întregire teritorială nu ar fi putut avea loc fără jertfa de sânge a eroilor acestui neam. În continuare, vrem să vă punem câteva cuvinte despre Biblioteca Județeană Vrancea, care, prin viziunea ei culturală, prin adresabilitatea pe care ea o are față de comunitate, caută, prin acțiunile sale, nu doar să pune la dispoziția publicului valorile culturii locale, naționale și internaționale din această clipă, dar să păstreze vie amintirea trecutului național. Aveți în stânga dumneavoastră o expoziție de carte din colecțiile Bibliotecii Județene, o expoziție de cărți poștale din colecțiile domnului Petre Micu și Aurel Nicolae, care își propun să aducă în memoria noastră imagini din timpul Război Mondial, imagini ale orașului Martirii Mărășești, imagini și gânduri care se ne poate către cei care acum, aproape 100 de ani, chiar acum aproape 100 de ani, pe aceste meleaguri însângerau istoria românească. Pentru cei tineri, și vă salut cu respect, vă prezint un gând ca totdeauna să ne îndreptăm atenția către bunicii noștri, către străbunii noștri, către înaintașii noștri și să ne aducem aminte că dacă noi existăm acum, dacă noi existăm în România întregită, se datorează lor. Prin această expoziție de carte, de fotografii, noi ne-am propus să omagiem memoria acestor oameni. Și nu uitați, oriunde veți merge, că purtați un sânge românesc, nu uitați că datorită eroilor acestei țări, noi existăm. Mulțumesc! Ne aflăm la Sobeja, dar în săptămânile ce au trecut, a fost la Mărășești, a fost la Mărești, a fost în acele zone unde mustește la sânge românesc. Și pentru că ne aflăm la Sobeja, vrem să aducem un omagiu acestei localități printr-un film documentar, intitulat chiar Amintirile Sobejei, fiind documentar realizat de către domnul profesor Constantin Macarie, pe care vă invit să-l urmăriți. Thank you.
Om in altre fatte prelegge, per preoropa detta che il santo capo, detta ora in perito. Per romina c'è tanto capo, debuto con il protestare in concetta nazionale della Vega, conosciamo me, reunita territorio dopo il terrore. Continuò a c'è un momento magiale, prendo un momento artistico, ci ho invito per cena che dopo l'intera determinata su cui della collegio tecnico che ho rilassato in Boccano, per il mio banchettato d'ombra di Dio, mio vita, ci pensate con un soldato di Econato. Forza, casa, muoia, sopra, carpaccia.
mai găsit. Dragii mei, anul acesta și anul viitor, memoria noastră se întoarce în trecut pentru a fi mai bine situată în prezent. Să știți că în momentul în care ne gândim la eroii noștri, putem avea acel sentiment pe care îl avem atunci când ne gândim la bunicii noștri, la străbunii noștri. Pentru că neamul unei țări este o familie mai mare. Și așa cum într-o familie, fiecare membru are un rol important, la fel, eroii neamului au avut și au pentru noi rolul de a ne întregi sufletul, de a ne întregi inima, de a ne întregi ființa națională. Domnul, care ne va vorbi în continuare, a obținut premiul întâi la concursul interjudețean, că aici nu se trece, organizat în anul 2017. Obținut acest premiu datorită unui eseu intitulat Nicolae Gălan, erou copeșan din Răzbul pentru întregirea neamului. Îl rog pe domnul Ștefan Necula, din clasa a 10-a de la Colegiul Tehnic Gheorghe Arsachi, să ne povestească și să ne citească la acest timp gândurile. Eroi ce ați căzut pentru țară, deja ai credinței soldați, oriunde în morminte voi stați, să vă fie țărâna ușoară, cei ce au căzut au pentru țară, pe lanul câmpului bogat, cerchind o întreagă primăvară, nu au murit, ci au înviat. Bătăliile de la Mărășești, Mărești, Soveja și Oituz au fost cele mai crâncene încleștări desfășurate pe teritoriul României în vara anului 1917 și singurele victorii obținute pe frontul de răsărit împotriva puterilor centrale. Ele au salvat statul român de la desființare și au deschis calea Marii Uniri din 1918. Între 1916 și 1918, linia frontului trecea de la Oituz, prin pădurea Pralea, Câmpuri, Vigranta și apoi pe Valea Purnei spre Focșani. Localitățile din zona au trăit toate etapele războiului, Mărășiști, Dragostoveni, Rupereni, precum și alte sate comune învecinate, au fost ocupate de trupele germane și austro-ungare. Populația aptă de muncă a fost mutată cu forță la Spinești, iar mamele cu copiii mai mici au fost duse tocmai la Mărășești, în Ialoviță. Școala din Soveja a fost transformată de copropitori în graș pentru cai, iarna și primăvara anului 1917 au fost perioade de pregătire și refacere a armatei române cu sprijinul misiunii militare franceze conduse de generalul Pertlor. În aprilie 1917, generalul Alexandru Averescu, împreună cu regele Ferdinand, întrecitorul și generalul Alcu Voitoianu au cercetat zona și au înțeles că dealurile, voile, munții și pădurile erau aliații soldaților români și că de aici va începe războiul pentru Marea Românie Mare. Bătălia de la Mărășești, de la Mărăși, a început pe 9, 22 iulie 1917. Atacul armatei române avea ca scop să încercuiască și să distrugă armata noua germană printr-o ofensivă în zona bazinului Soveja. Pe 14-27 iulie, regimentele 17 și 18 al armatei a doua Românie au atacat pe direcția Bizantea, dealul Gorzea și au ajuns până la marginea comunei Soveja, care, până la apusul soarelui, a fost eliberată. În urma luptelor, divizia 218 germană pierdea două treimi din efectiv și 40 de tunuri.
iar diviziile întâi, cavaleria austro-ungară, se afla într-o situație foarte critică, deoarece calea de retragere îi fusese blocată, lucru semnalat de arhiducele Iosif, care considera că după pierderea Slovejnii, situația era periclitată și cu șanse puține de salvare. Pe 30 iulie 1917, generalul Alexandru Averescu concluzionat că obiectivul armatei noastre a fost îndeplinit și, ca urmare, frontul a fost fixat ca alinamentul Măgura Cașinului, Muntele Secuiului, Boina Neagră, Tina Neagră, Tina Bordașă, Bunici, Bărsești, Parase. Bătăliile din iulie, august 1917 au presărat cu mii de morți câmpurile Slovejnii. Printre cei care și-au dat bunul cel mai de preț, viața pentru apărarea pământului bunicilor și părinților săi, s-a numărat și tânărul învățător Nicolae Bălan. Nicolae Bălan s-a născut în casa slovejenilor Ion și Dominica Bălan. Dragostea pentru slovene, cărților i-au fost insuflată de învățătorul Vasile Chimescu, întemeitorul școlii din localitate. Răspunzând în termenului lansat C.A. Rossetti, citez Virtus Romana Regiva, luminează-te și vei fi, voiește și vei putea. Pe care mentorul său așezase pe frontispiciul școlii pe care el însuși o construise. Copilul Nicolae se dovedește a fi foarte sărbunicios și cu dragoste legat. După absolvirea școlii primare, a urmat cursurile școlii normale din Focșani. A ajuns învățător în 1917, an în care, în loc să lumineze știința sa minților copiilor din școală, în care și el învățase, a fost nevoit să preia comanda frontine pe vârsta sa și împreună să descifreze tainele armelor. După absolvirea stagiului militar, a devenit subocotenent și a fost trimis pe regimentul 10 Dorobani din Focșani, care făcea parte din corpul 2 de armată condus de generalul Artur Poetean. În contextul luptelor de vara anului 1917, Slovenia se afla pe una dintre laturile Triunghiului Morții. Aici se va desfășura una dintre cele mai crâncene bătălii la care au participat și compania condusă de locotenentul Negru Iordache, în care era înrolat și locotenentul Nicolae Bălan. După ce locotenentul Negru Iordache a căzut la datorie, comanda companiei a fost încredințată de către generalul Artur Voicoianu, tânărul lui Nicolae Bălan. Născut pe aceste locuri, Nicolae le cunoștea foarte bine, ca și alți camarazi de-ai săi, și ar da nerăbdare să alunge armatele inamice și mai ales să redea școlii în care învățase să scrie și să citească, destinația ei firească, aceea de a lumina mințile copiilor nevoiți să plece în privegie. Și mai avea multă Nicolae. În mare vreștare cu trupele germane și austro-ungare din podul Vitrezii. Sub locătenentul Nicolae Bălan a căzut eroi. Se cera de gloanțele inamice. Ironia sorții a făcut ca el să fie ucis chiar în apropierea casei în care se născuse și crescuse. Trupul său, cel al locotenentului Negru Iordache și trupul de miilor de ostași căzut pe aceste plaje mioritice, au fost îngropate în mereditași. Mii de flori, chip de stele, au acoperit pământul însângerat. De pe culmea înaltă, eroii sovejeni priveau cu semenție spre așezarea lor dragă cuibărită între flori de braț, despre care, mai târziu, un alt fiu al locului geograful Simion Medinț spunea că este un loc slăvit, ferit de toate rele, situat în creierii munților, în mijlocul pământului, ca un dec pentru greci și muntele mele pentru vechi indieni. În fiecare zi, la vecernie, tinerii care s-au șefit pentru eliberarea caselor lor, ascultau clopotul de la biserică, scrită pentru eternitate de domnitorul Matei Vasarab. Lângă crucile din lemn, cosătenii, frații și părinții, toineau cu drag și foc, din fuire de fac, din fuiere de os. Astăzi, rămășitele pământești ale celor care au căzut pe un picior de plai, pe o gură de rai, își odihnesc somnul de veci în mausoleul eroilor, construit între anii 1928 și 1928. Opera a arhitectului George
soldații din armatele cuceritoare, germanii, austrieci, ungurii, epitaful de pe Osua, în viață dușmani, în moarte camarazi, demonstrează încă o dată faptul că în viață, în fața morții, toți suntem egali și că locul celor ce se jertfesc în luptă este în rai. Criptele din interior dau încăperii forma unei cruci ușor otuncite. De marmură albă, curată și pură ca sufletele tinerilor eroi, au fost încrustate numele fiecăruia ca un primos de recunoștință și despre aducerea în mintea celor ce s-au jertfit pentru idealul unității naționale, a libertății și a păcii. În mausoleu au fost depuse rămășițele a 2140 de eroi. Dintre aceștia, 528, printre care se numără și Nicolae Tănan, își au loc între veci în pilitele laterale, iar în 1612, în Osoar, unde îi se pot vedea hranile și osenitele, întărind în demnul făcut elevilor care prezentează mausoleul în fiecare an de ziua eroilor de către profesorul sovejan Constantin Macarie. Vegheați ca acest lucru, precum cele două războaie mondiale, să nu se mai repete, să nu mai moară mii, sute de mii de oameni. Poetul Adrian Păunescu a vizitat mausoleul de la Soveja în 1981, impresionat de faptele de putejie ale tânărului învățător Nicolae Bolan și ale tovarășilor săi de arme, a lăsat ca mărturie în cartea de onoare poezia Închinare, din care revin acest tovarășul. Ciudată întâlnire la Soveja, istoria ne cheamă înapoi un parapet de capete uscate, rămâne până la urmă din eroi. Și vai. Și vai pe toți îi așteptăm acasă și grijă lor duceau mereu ai lor, dar ei aveau de împăcuit o țară, aceasta cu drapelul tricolor. Domnilor, n-ați invitat să participați pe toate vârstele, de toate funcții. Dragi copii, dragi ei, sunteți nepoții ei toți. Eu mă numesc general de brigadă Gheorghe Rugos, veteran de război, erou al armatei române. Am spus până așa trecerea la... Am văzut filmul ăsta foarte frumos și foarte amănunțit pentru comunitatea noastră. Exact așa este ce s-a arătat acolo. Aici am cunoașteți că în 1916 a ținut războiul ăsta 2 ani de 3. Bine, aici a luptat armata a doua române, iar la Brășești a luptat armata a treia română. Aici a fost comandată de domnul Mareșal Arilescu, sigur și generalii și-a spus un om, voi trei ori, voi trei ori, dar mai este și Arilescu, mai este și ăsta, Grigorescu, ca cum mă este. Și toți au, de exemplu, Andra sa Averescu, are și-a comprabul la Mărești acolo. Și scriptile celor trei generați sunt tot acolo. A fost în 15 tabe, care scrie cu 300 de veterani eroi români. Sunt între ei germani, în afară de români, germani, unguri și austrieci. Cum sunt aici la cimitirul dumneavoastră. Voi cunoașteți, voi să ajung de la un impuls, la un impuls nu este mausoleu. Este un cimitir foarte mare al eroilor, de la un impuls, Soveja, Mărăști, pe dealul lui Varnici, chiar cum sunt și acum transferii, să văd, zona Munceră, atins în comuna Pitionești, pe teritoriul căruia a murit eroina, o cunoaște dumneavoastră, nu? Da? O cunoaște eroina asta mare, care a murit acolo. Gracias.
confirmare o loro unitate. La 5 aprilie 1944, eu am enrolat voluntar. La evenimentul 16 aprilie, avem 17 ani. Numai și așa sunt din liceul militar de la Bacău. Am făcut liceul militar la Bacău. De acolo ne-a instruit vine frontul din răzărit, că noi am fost respinși la Cotodor, la Volga. Nu din cauza armatei române. Acolo a luptat armata germană, armata română și armata italiană. Rușii n-au putut lupi frontul de la armata română, de la armata germană nici n-au încercat. Și au luat frontul de la armata italiană. Rupând de frontul la armata italiană, a reușit să treacă în spatele frontului și acolo a fost. Prăpădurilor. Numai luptele de la Crimea, noi am trecut 20.000 de ăsta, noi la Crimea. Nu mai vorbim nici o prin acolo. Și în sfârșit, după o instituție când ne-a evacuat din Bacău, la Odenea, acolo de în gând, cum se cheamă, aproape de Slatea, la Corus. Acolo ne-a cazat într-o liziere de sarcini. Avea o alei, s-a făcut porturi acolo, și acolo am stat și la o jumătate de kilometru era un islam, unde am fost instruiți acolo. Eu eram soldat, aveam 17 ani, dar eram un grad soldat, dar eram soldat că am fost soldat. N-am avut grad de lucru, am avut voluntar soldat. S-a făcut acolo pregătirea la turnul, la o buzerie și în tancuri. Eu specializat și în armamentul ăsta și la tancuri. Ne-a adus tancul, nu știu, din 4 tancul mai mare, un ăla mai mic era o tanchetă de infanterie cu o mitralieră pe ea, iar tancul era cu un mult și două mitraliere pe el, era mai mare. După ce a făcut instrucția asta, s-a anunțat că s-a rupt frontul la Iași și situația era altă. Și atunci, datorită curajului și comanda majestății sale regelui Mihai I, Dumnezeu să-i dea sănătate că știți cu toți sunt important, dar cum mai bine, așa, la comanda lui am întors armele împotriva Germaniei și a avut-o Ungariei. Asta s-a întâmplat mai în pace. În 46 eu sunt oficiul cu ambele război. Eu aici am participat, n-am văzut război. Așa. Și pe urmă am plecat pe front. Întâi ne-a dus la București și prăzut aerodromul. De acolo ne-a dus la Mediaș. Mi-am vedea și am luptat ca infanterist până la Târgu Mureș. La Târgu Mureș a venit armata activă de pe front, pe care ne-am unificat cu unitățile care au fost pe front și cu noi. Și acolo s-a rezolvat frica. Eu am crezut unde nici nu mă așteptam. Eu trebuie să stau la turnul, o buzere sau chiar la tancuri. Mi-a dat turnul în Germania, de 105 calibri. Nu se putea face nimic cu ele, că nu mai dă de nouă muniții, pentru că de acolo stau împotriva lor. Și ne-a schimbat. Eu am rămas la baterie, la divizionul 3, bateria nouă din Bravo, ne-a dat Bravo, de avutătoare. Un regiment are 3 divizioane, fiecare cu 3 baterii. Era bateria a 1-a, a 2-a, divizionul 1, 2 și 3. De acolo am plecat să luptăm. Am luptat tot Ardealul și am luptat până la terminare, dar nu suntem mai mulțit așa. Iar în Ungaria, când am luptat, eu am căzut rănit pe frontul de luptă din Ungaria, aproape de într-un comun din Nehaza și aproape de Mișcolț, un oraș mai mare din ei. De acolo m-au adus la spital, la care e mare. După circa 20 de zile, m-am făcut bine. Eu am fost aruncat de o explozie acolo. Era un debrat, am fost aruncat de explozii. Și mi-a povestit camarazii mei de acolo, când am venit înapoi. Pentru că acolo când m-am făcut bine, doctorii de acolo erau concentrați, doctori de 45-50 de ani erau. Și mi-a făcut forme să mă trimit în țară, acasă. Și eu am spus, nu, domnule doctor, eu nu mă duc acasă, eu mă duc înapoi pe probă. Da. Și băi, băieți, chiar mi-a zis așa, ce ești prost, nu mai judeci, te duci singur la moarte,
Nu, domnule doctor, eu nu mă duc la moarte, mă duc să duc pentru țară. Și mai bine mi-am spus așa, domnul doctor, dacă eu am fost mort și am înviat aici, eu cred că moartea mă șterge din evidența ei. Adică mă șterge că mă luat odată. Poți să mai iau odată a doua oară. Au râs și ei din mine, și pe care m-am pus să semnesc procesul de fapt, că ne-am fost să viu în țară. Sau acasă. Și m-am întors înapoi pe front. Înapoi pe front, pentru mari fapte de armă și eroism, mă ducem cu eu, credeți că nu se ducem în toate chestiile astea, că oamenii erau concentrați, cum era adună. Aveau familie acasă, aveau copii și cam evitat să ducă la probleme din astea. Și mă duceam eu. Și pentru mari fapte de armă și eroism care am făcut, am primit 5 decorații românești de război. Eu am multe aici, dar nu de război toate. 5 decorații de război românești, ceea ce nu are nimeni în țara românească, și 2 și 3 decorații străine, printre care cele străine și medalia Republicii Cehoslovacia pentru vitejii. După mai spun, m-am luptat într-un comandor cehoslovac, am instituit ajutorul locului, ca să poată prinde o unitate germană ce se rezolvea, și nu s-a dus nici eu, m-am dus și eu acolo, am luptat cu ei, și m-am dus înapoi la unitatea mea, că era unul care știa pe limba română. Ce să vă mai spun? Când m-am întors înapoi, mi-a spus camarazii mei, nu știa cum mai bun înapoi. Eu crezut că la căderea mea, când m-am apucat, explodea, a crezut că sunt măcelărit complet, că spune ce te-a dus, băi, ești pe o pătură, la primul post de ajutor, așa mea. Pe o pătură, la primul post de ajutor. Și noi am dus chiar aici, îmi spune ei. Și noi și nu mai dus degeaba acolo, când el e măcelărit complet, că dus la acolo, la din mormânt, din morte. Mi-a spus că și frontul a cu pomul, și nu tot de afară, după matricul ăla din la gât, știe cine ești, din ce regiment ești. Până atunci nu se știa. Și în felul ăsta a fost situația, eu tot sar și multe chestii. A vrut să vă spun una pentru care am luat din decorație de românești, care le am eu, nu are nimeni în toată țara, n-a avut nimeni în toată țara pe decorație de război vorbesc. Că din toate la un loc am avut 30 sau 30 de decorații. Și el de mine trece, mă rog, cum se poate. Într-o chestiune așa, era un tac acolo, s-a rupt legătura cu observatorul românesc. Alor poate funcționa. Cine să se ducă? Prin zăpadă, mulți în tabră și noaptea ca să poată să facă acest fi. Ce se întâmplă? Știți că așa era telefoanele atunci. Era cu 2 fii și era venit telefonul la observator până la noi în unitate. Ce se fac? Mă duc eu, am spus eu. Am luat pistolul mitraliere, dacă nu pistolul mitraliere, pistolul mondial. Borița, era românesc. Dar am avut toată armata, am făcut unul de la dar fii în dotare să-l am în viață. Nu treacă de la plenă și fac cu el acasă. Am luat un fel de baston, ca să pot controla prin zăpadă. Eu și-am plecat prin zăpadă, singur, n-am vrut dimineața în iarăi, am zis singur, că era pericol în munța acolo. Erau animale, lupi, uși, râșuri și alții. Trecuse probabil că vreo altă un cer și a apăsat unul din tirivele și la bocăța mea s-a rupt fiul ăla. Și era nu mai mic. Și eu m-am dus până acolo, l-am găsit prin zăpadă, l-am luat de acolo, m-am învățat cum să-l fac, și știam cum să-l fac. Și vreau că mi vii cu el lângă la călăginos, dar merg lipiești. Dar lasă, nu mai spune să cum vreți, eu știu chiar ce asta. Doar am învățat atât. Am făcut și 7 clasă primare și liceu militar la Bacău. Și liceu cu toate. Și, în fine, am ajuns, am îndodat dacă cu telefon, m-am dus, nu m-am dus acolo acolo. Am făcut 2 ori 3 și n-am ajuns imediat la o crema, pentru că erau mulți. Deci nu știam noaptea pe unde se urmă, că eram ca un pisic, când m-am făcut de corpul. M-am orientat după fiind de-am ajuns la o treabă. Acolo era un domnul procotenent și un sergent. Ăla când m-am văzut, a rămas și el cu ciorul. M-a luat în brață, m-a sărutat și caltă după poetești. Era sergentul Călină, ce mai era el din Mădenia. Și a rămas acolo. În timpul ăla, unitatea de... era armată în lac. A atacat unitatea noastră. Era între 2 munți. Și pe valea aia se făcea atacul.
Și noi avem acum și o scursă care se pregătește de atac. Iar cu biet era observatorul vostru. Și nu e nimic, am stat acolo, am rămas eu acolo și s-o primit de acolo. El a comandat frumos. Și când plec în armata care a mi-atacă, lăsați-i de la observator să treacă. Și când ajunge la poată, atunci deschide focul de la observator în spatele lor. Și noi, armata din față, deschidem în fața lor. Și atunci, stăm să ajung pe frumos, deschidem și suntem să predăm. Și așa au și când a trecut, am deschis focul lor acolo, deci în spatele lor, erau și lor să stăm. Când în față și s-au predat. S-au predat, erau o bucă germană. Încolo toată armata era numai numărească. Numai un lucru era în partea mea. S-a predat tot. Când aș nu, ea că nu se înconjura din tot întrejur. Dar de unde? Că aici eram între ei și în față era armata care se rezea cu frumul lui și cu bravo. Era unitate de bravo. Așa spunea atunci bravo, dar nu mai spunea rugătoare. Și în felul ăsta, pentru că am reușit să mă duc până acolo și s-a făcut atâta s-au făcut atâția prizonieri, i-au luat ca prin armate, nu i-au luat prizonieri, i-au dizarmat, i-au făcut tot. Atunci mi-am adecurat cu mine cu virtutea militară de virtutea militară de argint clasa a doua. Pentru fapta aceasta. Au, la tot la unitate, chiar eram dus la fost pe fost, se făcea capturi mari din față. În fața noastră, când erau unde cu protecție, erau vreo tot polițieri de sargent, cu sargent, s-ar fi tine, așa. Rar vreau și pune piciorul jos la, la cauză. Și noi eram din coagenezieri, iar ei n-am fi la dincolo. Noi eram întotdeauna fii cu infanteria, fii în spatele infanteriei, imediat. Și noi atunci eram în spatele infanteriei, cam la 100 de metri din coagenezieri. Și infanteria noastră era cam 100 de metri dincolo de infanteriei. Iar încă 100 de metri, două erau inamici. Și noi trăgeam pe inamic acolo și în timpul ăsta inamicul a reușit și a respins frontul nostru. Și toată infanteria noastră s-a retras printre noi acolo și la ce fugiți noi? Fugiți de aici așa. Și au fugit și a fugit și ai noștri. Că noștri era, bateria era cu rasul bravo, era 3, 4, 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 și așa automat. L-a lăsat la automat, dar și băgăm în continuu proiectul. Căci la asta băgăm apă, pe cala asta și prezem pe ei acolo. În timpul ăsta, înainte, acum vine un tamur. Vreau să spun, nu știu când vine. Am văzut două, trei tamuri, dacă au fost mai mulți. Și noroc, în timpul ăsta, au venit și tamurile de la noi. Eu eram singurul ea cu care prezem pe linia aia, asupra inamicii. N-am plecat de acolo. Și pornim tamurile noastre. Că tamurile noastre, un tamur din asta, au oprit dreapta mea, care a trecut printre noi, la fel de infanterie de acolo, la 4-5 metri. Probabil am văzut acolo un rămas sigur, a ridicat capul, probabil era vreun ofițer, nu îl cunosc nici în toa de azi, și atâta. Și ăsta își cum te cheamă. Și am spus, Rogoz Gheorghe, de la rezidentul 6 cartilieri, bateria nouă de Brandu. Bine, bun, totodată de acolo închis capacul și a plecat. Așa. Și a trecut Nicu, s-a întâlnit cu tamurile în Americi, am auzit și eu. Eu spun adevărul. Nu știu cum s-a, dar am auzit trâncănind. Înseamnă că auzit până când se lovea capul, capul, de cap, cu cap, de acum. Și în felul ăsta n-a mai putut dinamicul să vină. Și s-a pus problemă. Dacă tacul noastră nu vinea, eu mai eram azi aici, eu rămăsesc în singur acolo. Nu mai era. Și pentru treaba asta mi-a dat, crucea, crucea serviciului credincios, clasa anterior, cu spate clasa anterior. Asta vă dau nu. Restul pentru eroismul din strâmpeți. Iar decorația ce vă luată, pentru că am fost am luptat cu un comando acolo, acolo de o făcut chestia asta, din ceva în jos. Altceva ce să vă mai spun? Eu v-am spus despre mine. În timpul ăsta am primit și avansări pe fără. A avansat cu un caș, că era tot dat. A avansat cu un caș, a avansat cu acoral, când s-a terminat războiul la 9 mai declarat. Dar nu s-a terminat la 9 mai. Asta a fost dată de ruși. Că a ajuns în Germania, noi am mai luptat până la sfârșitul lunii iunie, am luptat pe voi. Dar totodată, când am luat mai mult în arăt de voi. Și când s-o termina în război, avem gradul de sergent. După ce s-a terminat război, noi am ajuns până în Ceoslovacia, la Brâncu. Acolo mâine am oprit, și marge la Monitorului, acolo am stat
adunat o pejoară ca un lucru de timp. Eu m-am plecat spre țară. În țară am venit pe jos, până noi nu eram mecanizat, eram cu cai, căruț și oasă, și am venit mai mult pe jos. De aici, așa, ce să vă mai spun? Să vă mai spun așa, ca să fiu mai reț. Am ajuns în Ungaria, aici când s-a venit înainte de a trece criza, acolo am staționat într-o comună. Până atunci, eu n-aș știu ce e acolo, n-am vorbit cu tot, nu am vorbit niciodată, nu m-a apărat la bani, sunt în Brașov. Deodată eu mă spălam din Brașov cu zăpada, vedem zăpada pe o parte, a fost foarte bine echipa, la unitatea unde am fost eu, foarte bine îmbrăcat, foarte bine echipa. N-am simțit frigul, n-am simțit mâncare, era în sat de la una la alta, era la mâncarea noastră, nu știu ce, iar puțin numai noaptea, că la nu știu ce, dacă aducem doar ea nu știu ce, și mătem și răspână tot. Iar puțin numai mâncare cu locul meu care vâna acolo, pe prioare, cerboi, da? Păi ne-a făcut mâncare și slavă Domnului. Foarte bine ne-am făcut efort. N-am nimic. Cât îmbrăcăminte, n-am știut ce era frig, n-am nimic. Și aici era când am ajuns, până la Tisa aveam circa 4 km atunci la Tisa, 3. Și vineau de acolo un pești mult din Tisa. Acum asta e particular ceea ce v-a spus. Vineau cu pieștul și acum nu se vine, dar nimeni nu vine. Îi întreba, mai știa unii românești, dacă era aproape acolo unii mântuiești, și spune cât e din Tisa. Și am întrebat de acolo, măi, câte distanțe până la Tisa? Și păi, ca să, nu, dar fix vreau să spuneți fix. Eu pe front am fost comandant de pescă, de la comanda mea să face toată tragerea, toată chestia, și mă primesc eu de la observator. Că cu mine pășe reglare, în mâns, nu știu dacă cunoaște, pășe reglare de ochelii pe jalon, în spatele nostru pășem ochelia. Noi trăgem în față, prin jalonare, dacă cunoaște. Pășem ochelia prin jalonare, în spate, și trăgem în față pe inamic. De asta, la un altă, nu mai pot spune am înțeles decât prea mult. Și aici așa am întrebat exact câți kilometri sunt până la aceștia. Mi-a spus exact care combinezile. Și când mi-a spus mai mulți aceeași de stat, am avut de bază. Voi spuneți la toți, nu vă știe nimic mare la chestia. Vorbim cu mine și face asta. Hai să prindeți un pic. Cum să prind asta, că este și mare. Și acolo am luat o hotărâre eu, singur, așa, bă, punem un bram în funcție, să tragem un proiect, să cadă în Tisa. Să cadă exact în Tisa. Dar să fim siguri că nu mai e nimic, nici cu partea era, nici cu partea asta, că nu e deja. Comandatul nu știa nimic, mai n-a spus comandatul, dar o aflat pe urmă. Și am pregătit chestia asta, dar până în mijloc cu fix, câte chestii, băi, câte lățe de ani. Păi și la, da, 50 de metri, sau 100 de. Am calculat eu înălțimea, distanța, de toate chestia, și ne-am tras un proiectil. Știa cum vreau. Proiectilul n-a căzut exact în centru, a căzut până acum mai înscrimat, nu nici la mare. În loc să arătă acum mai este marca că sunt proiectiv. A căzut în Tisa și s-a alzit Tisa de pești. Erau șai noștri acolo. Au luat și zici că ați uitat, acum a luat frate la mare, pești mare atât ca cu el. S-a auzit, a mers vorul în stat, că s-a auzit o cultură aia, că s-a înțat și explozia asta, s-a auzit comandant. Și a venit cum era un, a fost pe cotinet, era avocat la Bacău. Și acum la Basasa, era mai rău. Ce ați făcut aici așa? Ce s-au auzit? Eu i-am spus, domnule Maia, eu am luat o măsură și am făcut putare. Ce-ai făcut? Ce-ai făcut? Ce-i pedepsesc? De ce? Dar nu, dacă mă pedepsesc, nu știu pot. De asta, dar vă spun, de asta. Și i-am spus exact de, uite așa au făcut oamenii noștri, uite așa, 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 i-am spus. Și, păi uite, asta e rezultatul. O ce-a pus și în sâre, bravo.